Vom deschide cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Iacov, capitolul 1. Vom citi cuvântul începând cu versetul 22 și vom încheia cu versetul 27. Să ascultăm. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va îndânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cunoscând frământările multor slujitori și a multor credincioși și biserici din vremurile noastre, cu privire la felul în care oamenii se raportează la credință, cu privire la identitatea noastră creștină, cu privire la rămânerea în adevăr și umblarea cu credincioșie pe calea lui Dumnezeu, în ultima vreme și în Biserica Emanuel am avut mesaje legate de identitatea noastră în Hristos. Apostolul Pavel a spus, pe voi înșivă, încercați-vă, adică verificați-vă, dacă sunteți în credință. Este după voia lui Dumnezeu, este înțelept, ca din când în când să ne oprim din alergarea noastră și să ne punem întrebări legate de felul în care îl urmăm pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, pe voi înșivă, încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Și în această dimineață, cu pornire de la pasajul pe care l-am citit, vom vorbi tot despre particularități legate de identitatea noastră creștină. De data aceasta, o abordare din perspectiva versetului 27, care ne vorbește despre religia curată și neîntinată. Adeseori, când interacționăm cu oamenii, când le vorbim despre credință, despre Domnul Iisus, ni se întâmplă să primim o întrebare. Întrebarea este, da, ce biserică, ce credință, ce religie ai? Și când spunem că suntem biserică pentecostală, aproape invariabil vine și întrebarea, dar de ce sunt așa de multe credințe? De ce sunt așa de multe biserici? Numai un Dumnezeu este. Cum de sunt atâtea confesiuni? Cum să explicăm rostul acestora? Și după aceea vine întrebarea, și care este cea adevărată? Și care este credința corectă? Care e religia dreaptă? Sigur că la aceste răspunsuri, Scriptura nu e preocupată, Dumnezeu nu e preocupat să dea răspuns confesional, spunând religia adevărată este reprezentată de biserica cu numele. Nu. Răspunsul dat de Dumnezeu prin Scriptură este ancorat în principii. Principii care trec dincolo de granițele unei confesiuni, a unei biserici, și se pot regăsi în toate bisericile, în măsura în care bisericile sunt cu inimă deschisă să primească cuvântul lui Dumnezeu. În această dimineață vom vorbi despre religia adevărată. Prin ce se caracterizează? Sigur, sunt multe lucruri care pot fi spuse despre ea, dar plecând de la pasajul acesta, lângă care vom așeza și altele, aș vrea să subliniem că religia adevărată ne apropie în primul rând de Dumnezeu, apoi ne apropie de semenii noștri,
Cuvântul spune să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Apropiindu-ne de Dumnezeu, aducându-ne aproape de semeni, religia adevărată ne apropie și de biserică. Ne formează o comunitate care se numește biserică. Și în final pune în fața noastră o viziune, o speranță, ne leagă de revenirea Domnului nostru Iisus. Unde vom vedea oameni evlavioși, oameni temători de Dumnezeu, vom putea observa în viața lor aceste patru direcții. Sunt oameni legați de Dumnezeu, aproape de semenii lor, legați de biserica lui Dumnezeu și cu speranță în revenirea Domnului Iisus. Și acum că m-am spus aceste lucruri, mai că am putea să ne rugăm și să plecăm acasă, așa-i. Totuși, câteva detalii. Primul rând, religia adevărată te apropie de Dumnezeu. Apostolul Iacov, scriind această epistolă, a subliniat cât de importantă este relația între auzirea cuvântului și trăirea cuvântului. El a spus, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Acela care este numai ascultător și nu e împlinitor, se înșală singur. Fiți ascultători, nu numai împlinitori. Apoi el insistă spunând, versetul 26, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Și nu e suficient să te consideri un om evlavios, un om religios. E foarte important ca această asumare a spiritualității, a credinței, a religiei, să fie urmată de trăire, de fapte. Versetul 27, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Cu asta începe tot. Acela care are în el religia adevărată, acela care este confirmat de Dumnezeu pentru credința lui, îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima sa. Domnul Iisus a spus și este scris în Matei capitolul 22, versetul 37 la 38, Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi poruncă și cea mai mare. Cea mai mare poruncă. Religia adevărată te apropie de Dumnezeu. Dacă ai în tine cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt te va separa de păcat și te va apropia de Dumnezeu. Omul credincios, omul care urmează pe Dumnezeu, omul care capătă din partea lui Dumnezeu că este pe calea cea bună, este omul care se separă de păcat și se apropie în fiecare zi de Dumnezeu. Să crezi în El și să cauți să ai părtășie cu El este esența religiei adevărate. Dumnezeu ne iubește. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Dorința lui Dumnezeu este să fie împărtășie cu noi. În Scriptură este scris că cine se apropie de Dumnezeu se face un singur duh cu Dumnezeu. Cel care are în el credință adevărată se roagă lui Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu în cuvânt. E un om care cugetă la legile lui Dumnezeu, la poruncile lui Dumnezeu și înțelegând acest cuvânt, îl trăiește, separându-se de păcat și dedicându-se pentru slava lui Dumnezeu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve, asta are legătură cu apropierea de semeni, și să ne păzim neîntinați de lume. Asta are legătură cu apropierea de Dumnezeu. Un om evlavios, cum ne socotim și noi, cei care venim la biserică, duminică de duminică, au viziunea să se apropie de Dumnezeu, să fie cât se poate de strânsă comuniunea și părtășia cu Dumnezeu, să-L cunoști, să-I vorbești, să-ți vorbească, să experimentezi prezența, să te hrănești din prezența Lui. Să fii preocupat să te apropii de Dumnezeu și să trăiești în legătură cu Dumnezeu. În al doilea rând, religia adevărată te leagă de semenul tău, de cel de lângă tine. Domnul Iisus
Tot în Matei, capitolul 22, de data aceasta versetul 39, este scris: iar a doua, adică a doua poruncă, asemenea primei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Omul care are în el credința adevărată, omul care capătă mărturie din partea lui Dumnezeu că are religie curată și neîntinată, acela se apropie și de semenii săi. Este legat de semenii săi. Cuvântul detaliază prin Iacov spunând: religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Iată că ni se arată o zonă asupra căreia trebuie să facem atenție. Oamenii de la margine, orfani și văduve, în necazurile lor. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să... Vă rog să observați că ne trimite la fapte. Nu e vorba aici de afirmații, nu e vorba de tradiții, nu e vorba de dogme, nu e vorba de crez, astea așa au locul și rostul lor, ci e vorba de trăire. Te apropie de Dumnezeu și te apropie de semeni. Apreciez foarte mult dragostea pe care am văzut-o în multe familii, în Biserica Emanuel și mai cu seamă în ultima vreme la tineri. S-au adunat și au pus mână de la mână ca să strângă pentru cei necăjiți. Foarte frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Țineți minte însă că religia curată nu este un eveniment, ci este o trăire de zi cu zi. Nu e un eveniment pe care îl experimentăm de sărbători, ci e o continuă sensibilitate față de oamenii pe care îi găsim în necazurile lor. De bună seamă că, spunându-ne despre orfani și despre văduve, cuvântul lui Dumnezeu nu restricționează binefacerea doar la aceste două categorii de oameni, ci față de orice om. Și a fi aproape de cineva nu înseamnă doar să îi oferim bunuri materiale. S-ar putea ca aproapele tău să n-aibă nevoie de bunul tău material. Din punct de vedere material, să fie mai înstărit decât tine și să fie în stare, doar printr-un mic gest din perspectiva lui, să pună rânduială în toate neorânduielile financiare prin care te confrunți, cu care te confrunți. Dar omul acela este disperat, este fără speranță. Este fără direcție, este fără viziune. E muncit de depresii, de stări. Ar fi în stare să-și ia viața, fiindu-i aproape, cu o vorbă bună, cu o rugăciune, cu o încurajare, cu dragostea creștină, așa dovedești că ești aproape de semenul tău. Domnul să ne dăruiască sensibilitatea de care avem trebuință. Cu atât mai mult, cu cât, iată, ne găsim în atmosfera acestor sărbători și parcă în această atmosferă se așteaptă să fie făcut bine, așa cum am spus și mai înainte, nu doar ca eveniment, ci ca mod de viață. Domnul să ne călăuzească în privința aceasta. Acela care este legat de Dumnezeu, acela care este conectat și în părtășie cu Dumnezeu, va regăsi în relația sa cu Dumnezeu resurse, putere, să fie legat și de semenul său. Când ești conectat pe verticală, legat de Dumnezeu, capeți din partea lui putere ca să te miști pe orizontală. În Sibiu, în urmă cu ceva vreme, erau tramvaie. Acum nu mai sunt. Și troleibuzele le-au scos. Mai sunt? Sunt în alte orașe. Și tramvaie. Da, dacă n-ați văzut tramvai în Sibiu și troleibuze, tren ați văzut. Da. Sunt linii de tren a căror locomotive merg cu curent. Deasupra este un cablu cu tensiune înaltă și locomotiva e legată printr-un dispozitiv de cablul acela. E conectată cu cablul acela. Câte vreme e conectată cu partea de sus, cu verticala, are resurse de putere să se miște pe orizontală.
Vă aduceți aminte de trolebuzele care rămâneau în mijlocul drumului, aici, în Sibiu, pe Constituție, pe așa. Se făceau o coadă, mai claxonau și dintr-o lebuz se dădea jos. Am avut și frați din Biserica Emanuel care au lucrat pe aceste mașini. Se dădea jos și trăgea de un funie și căuta cumva să reconecteze trolebusul la linia de curent. În momentul în care se refăcea legătura, motoarele porneau și mașina se mișca pe drum. Cam așa stau lucrurile și în viața de credință. Unii dintre creștinii din zilele noastre sunt înțepeniți, blocați de-a totul în mișcarea lor pe orizontală, pentru că au pierdut de mult legătura cu verticala. S-au deconectat de la Dumnezeu și de la călăuzirea Duhului, s-au golit de puterea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Religia adevărată ne aduce aproape de Dumnezeu și implicit ne pune în mișcare în relația cu semenii. Cum se spunea duminica trecută în mijlocul nostru, te face aproapele celui de lângă tine. Adică tu te duci la el ca să fii aproape. Nu el e aproapele tău, că nu vine el la tine, ci tu te duci la el. Sau îl primești în felul acesta, dovedind că îi ești aproape. Eram student în București, când acolo, în apropiere, s-a întâmplat un lucru foarte frumos pe care mi l-a relatat unul dintre colegi. În această relatare e vorba de o familie de credincioși, soția este credincioasă, eu am avut mai mulți copii și soțul din familia aceasta era un om prins în patima băuturii, în patima alcoolului. Când prindea la mână banii, nu se mai știa să se oprească până nu cheltuia tot. Mult necaz a fost în familia aceea. Această soră de credință și-a crescut copiii cum a putut. Și când a ajuns în necazurile cele mai grele, mai mari, le spunea copiilor ei să ne bizuim pe Domnul Iisus, Domnul Iisus ne va purta de grijă, El ne va veni în ajutor, orice se va întâmpla să vă bizuiți pe El, El vă va veni în ajutor. Într-o zi, această mamă necăjită a trimis pe unul dintre copiii mai mărișori, băiețel la vreo 9 ani, acolo, la vârsta aceasta, să cumpere de la magazinul de alimente pentru ale casei. I-a dat 100 de lei. Cu banii aceia copilul s-a dus la magazin și a cumpărat ce trebuia să cumpere. I-au mai rămas ceva bănuți, rest, stat în stația de tramvai, cu gândul să urce în tramvai și să vină acasă. Numai că acolo oamenii s-au îmbulzit. Și în îmbulzeala aceea, copilul a scăpat punga cu cele cumpărate pe jos, s-au risipit, oamenii n-au fost atenți, le-au împrăștiat cu picioarele, le-au călcat. Copilul n-a mai urcat în tramvai, a rămas singur în stație, căutând să strângă ce se mai poate și s-a temut să mai meargă acasă. Început să plângă. A gândit, dacă mă duc acasă, mă ia și tata la bătaie, mă ia și mama la bătaie și ce mă fac? Stând acolo de căjit, cineva l-a observat, un domn, și s-a plecat lângă el, l-a ajutat să strângă lucrurile de pe jos și l-a întrebat de ce plânge. Și copilul a spus de ce plânge. Omul s-a sensibilizat, a scos din buzunar 100 de lei și a spus, du-te să cumperi tot ce s-a risipit și mai ia încă 100 de lei și să o duci la mămică ta. Nu mai plânge. Copilul și-a revenit, șters la ochi, omul și-a văzut de drumul lui, iar acest coleg al meu, care mărturisea întâmplarea, a primit o întrebare care l-a tulburat. Copilul a strigat după el și a spus, domnule, vreau să întreb ceva. Nu ești dumneata Iisus? Nu o să vă spun numele colegului meu, că nu are rost, deși Domnul va răsplăti pentru ceea ce a făcut, dar asta e mărturia creștină. Credința adevărată te apropie de Dumnezeu și implicit de semenul tău. În al treilea rând, religia adevărată te leagă de biserică, te apropie de biserică. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să formeze împreună un popor.
Apostolul Pavel vorbește despre acest plan al lui Dumnezeu în epistola către Tit, capitolul 2, versetul 14, unde este scris: El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Vreau să observați cum din jertfa lui Iisus Hristos se naște un popor, se formează o comunitate care aparține lui Dumnezeu, aparține Domnului Iisus și care este animată de o pasiune, de o râvnă pentru fapte bune. Aproape de Dumnezeu, aproape de semeni și conectați cu biserica, legați de biserică. Despre această legătură cu biserica găsim scrise în scriptură foarte multe lucruri. Citez doar ceva legat de biserica de la început. Ei, Faptele Apostolilor 2, versetul 42, ei stăruiau în legătura, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după cum, după nevoile fiecăruia. Auziți versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Auziți ce adunări aveau atunci. Toți, într-o unitate, împreună, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Deci nu o dată pe săptămână, sau de două ori, sau o dată pe duminică. Va fi o mare provocare pentru noi, începând cu duminica viitoare, cum o să facem cu două servicii divine. Am auzit mai multe persoane spunându-mi: abia aștept că nu știu ce să facem cu timpul duminică seara. Unii dintre dumneavoastră, între timp, ați găsit răspunsul și, din nefericire, nu este din cel mai duhovnicesc. Va trebui cu grăbire să puneți rânduială. Nu puțini, dar probabil că nici mulți dintre noi n-au făcut să se ducă pe la alte adunări după masă. Aceia care ați făcut, Dumnezeu vă știe și vă va binecuvânta. Aceia care ați ales să rămâneți în părtășia familiei, nu zicem că ați făcut rău. Doar dacă rămânând cu familia ați făcut rău, asta e altă treabă. Ați putea și la biserică să vă duceți și să faceți rău, cum a vorbit duminica trecută, că e posibil. Dar acum în fața noastră este ceva. Ce o să facem? Se spune: o să venim la adunare doar la un serviciu divin. Dacă această hotărâre ați luat-o, ca păstor al dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun ferm: pocăiți-vă și schimbați-vă și puneți-vă pe inimă să vă reconectați cu viața în Hristos, în mijlocul bisericii, așa cum este ea rânduită. Revenim duminica viitoare în Biserica Emanuel după o perioadă complexă. Anii de restricții sanitare au distanțat, apoi peste a venit și șantierul. Acum trebuie să căutăm să controlăm reflexele propriului nostru confort. Cu asta avem de luptat. N-avem de luptat cu diavolul aici, n-are nicio treabă cu asta. Dușmanul este propriul confort. Repet, propriul nostru confort. Ăsta e dușmanul. Pe care trebuie să-l ținem sub control după învățătura dată de Domnul Iisus. Cine vrea să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere. Pentru noi este doar o circumstanță,
principiu este valid pentru toți copiii lui Dumnezeu în orice situație ar fi. Religia adevărată te leagă de Biserica lui Dumnezeu. În Biserica lui Dumnezeu ești mădular. În Biserica lui Dumnezeu ești parte, ești parte a unui trup. Biserica este un organism viu, acolo suntem conectați cu legăturile pe care le face Duhul lui Dumnezeu. Biserica nu este un loc, biserica este o comunitate. Biserica este o părtășie, nu este o instituție. Biserica este o familie în Domnul, nu este o asociere de oameni. Dumnezeu să ne ajute să fim legați de biserică. Amin. Și în final, religia adevărată te leagă de veșnicie, de revenirea Domnului nostru Isus. Apostolul Pavel a trăit cu această viziune toată viața lui de slujire și de creștin. El, în epistola 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 la versetul 8, a spus așa: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Religia adevărată te conectează la revenirea Domnului Iisus. Trăiești cu viziunea întoarcerii Domnului Iisus și ești animat, întărit în speranța ta că Domnul Iisus se va întoarce, va reveni. Asta e cheia celor care se tem de Dumnezeu. Ei îl așteaptă pe Domnul Iisus, dar așteptarea creștină nu este o așteptare inactivă, o așteptare visătorie, ci este o așteptare activă. Creștinii nu-L așteaptă pe Domnul Iisus cum așteaptă călătorii să vină trenul sau să vină autobuzul sau să pornească sau să aștepte îmbarcarea și să plece avionul. Nu. Așteptarea creștină este o așteptare activă. Este așteptare în ogor, nu în gară. E în slujire, nu în pasivitate, nu în inactivitate. Dați-mi voie să vă întreb. După opinia cugetului dumneavoastră, venirea Domnului nostru Hristos, revenirea Lui, este o veste bună sau este o veste rea? Este o veste bună. Imaginați-vă că ați fi membri în biserica din Sardes, să zicem. Și aceste biserici, sau altă biserică din rândul celor din Apocalipsa. Și Domnul ne-ar spune așa: știu faptele tale, vin mâine. Cum ar fi vestea asta? Să se uite la tine cu ochii, cum scrie acolo, cel, așa vorbește cel care are ochii ca parafocului. Să se uite așa la noi, să citească în tainele sufletului nostru, să cântărească, să pună în evidență motivațiile noastre, să fulgere cu lumina Lui în întunericul din inimile noastre. Și apoi să ne spună: vin mâine, știu faptele tale. Poate ne-ar cădea mai bine să zică: totuși, mai dă-ne o răgază. Cum a spus Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Potrivit acestui loc din Scriptură, revenirea Domnului Iisus este amânată din pricina răbdării lui Dumnezeu, care ne așteaptă pe cei întârziați să ne pocăim bine. Că de-ar fi venit, surprizându-ne în ce stări suntem, am fi încurcat-o rău de tot. Revenirea lui Iisus Hristos pentru creștini, pentru cei care au religia adevărată în ei, este o viziune și este și o speranță. Este o veste bună. Și să fie o veste bună pentru noi, pentru toți. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Acum, înainte să ne rugăm lui Dumnezeu în rugăciunea ce va urma, vă aduc aminte că religia adevărată te apropie de Dumnezeu, te apropie de semenul tău,
te apropie de biserică și te apropie de revenirea Domnului Iisus Hristos. Să cugetăm în rugăciunea care ne stă înainte la relația noastră cu Dumnezeu, la sensibilitatea noastră față de semenii noștri, la pasiunea pe care o avem față de Biserica lui Dumnezeu și la speranța noastră în revenirea Domnului Iisus. Dacă veți observa din această reflexie și cugetare slăbiciuni, să cerem lui Dumnezeu să ne curețe și să ne ierte. Și de asemenea să anime în sufletele noastre dorul după Dumnezeu, iubirea față de semeni, iubirea față de revenirea Domnului Iisus și pasiunea pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin.